Doamnelor și domnilor, mai multe despre vibrația orașului, despre acest eveniment exclusivist, ne povestesc Giulia și Monica Munteanu. V-am zis, îmi bag oameni când e să vorbim despre lucrurile importante din piață. Bună seara, fetelor! Nu știam dacă trebuie să intru. Bună seara! Să nu uiți pe Monica, te rog. Nu, soția mea în țara asta. Bună seara! Bună seara și bine v-am găsit! Trebuie să pupăm invitații. Asta, da. Deci unde... hai să stăm. V-am chemat pe voi pentru că știți mult mai multe despre toate evenimentele astea faine din oraș. Iar ăsta, repet, ies rar din casă. Ăsta a fost un eveniment la care înțeleg că nu trebuia să nu trebuia să-l ratezi. Și am fost acolo. Noroc cu voi că mi-ați zis să vin. Ați mers împreună? Împreună, ca întotdeauna. Ne și așteptăm una pe alta. Voi sunteți nedezlipite. Așa, da. Așa se vede, așa este. V-ați îmbrăcat all black? Da, în seara asta nu știu cum de nu ne-am sincronizat. Nu, la eveniment. La eveniment normal, că așa era dress code. Și am și reușit să ne îmbrăcăm all black, fără să avem alte surprize. Deși eu îmi pregătisem vreo 3 zile înainte, recunosc, nu m-am uitat neapărat. Giulia de dimineață a plecat de acasă cu o jachetă verde. Da, mă rog, era pe deasupra, că mi-era frig, era frig afară, era aproape iarnă. Nu, dar recunosc că Monica este cea care cumva ne întoarce acasă când nu suntem îmbrăcați bine. Eu eram îmbrăcat în gri. Vreau să și eram gata să plec la eveniment și m-am întors și m-am schimbat în negru. Erai foarte frumos bine îmbrăcat. Bine că ne-am schimbat. Ai văzut ce frumos erau îmbrăcat toți oamenii. Am făcut și poze frumoase. Cine vi s-a părut cel mai bine îmbrăcat? Bărbat. Tu? Cum? Eu? Doamne ferește, nu l-ați văzut pe Liviu Todorescu, nu l-ați văzut pe cine mai... Nu l-ați văzut? Liviu Todorescu avea o broșă foarte frumoasă. Eu nu am văzut pentru că efectiv de când am intrat, doar cu tine m-am întâlnit. Și apoi ne-am întâlnit cu oameni așa în trecere, după care s-a aglomerat destul de mult. A fost unul dintre evenimentele mult așteptate de la noi și a și meritat să fie atât de așteptat. A fost cel mai instagramat eveniment al lunii? Eu cred că da. Cu siguranță da. Printre cele. Adică eu am plecat spre emisiune, dar mai aveam, cred că, de salutat vreo 3 sferturi din oameni. Toți cunoscuți și oameni foarte, foarte faini. De altfel, spațiul ăsta de evenimente din centrul capitalei e foarte mare. Dar era neîncăpător în seara respectivă. Și foarte frumoasă clădirea aceea. E foarte frumos și a fost fiecare încăpere din această clădire, despre care noi povestim aici, dar dacă v-ați uitat pe contul, măcar pe conturile noastre de Instagram, știți despre ce vorbim. Fiecare încăpere a avut o temă a ei și era o poveste. Trebuia să încep dintr-un anumit loc, să termin într-un anumit loc. Eu am vrut să intru într-o altă cameră, m-a certat cineva, mi-a zis, nu aici, n-ai trecut prin camera 2, ok. Dar a fost de altfel, cu adevărat în ultimul frumos. An, în spațiul ăsta se întâmplă cam foarte multe dintre evenimentele de căpătâi din București. Monica e specialistă în evenimente, da, în eu, PR. Da, eu fiind organizator de evenimente și PR, am observat că într-adevăr e un highlight foarte mare pe acest spațiu și înțeleg și de ce, de altfel. Și uneori sunt și evenimente care se desfășoară în paralel, pe etaje diferite. Adică mai multe evenimente în acea seară? Așa, da, cu bătare? Siguranță, da. Că doamna zice, doamna știe. Da, am văzut foarte, foarte mulți oameni faini. Toată lumea îmbrăcată în negru. Rar se întâmplă să respecte toată lumea dress code-ul. Nu știu, voi mergeți mult mai des la evenimente. Păi, repet, a fost un eveniment extrem de așteptat și îți dai seama că toată lumea s-a pregătit mai mult sau mai puțin pentru acel eveniment și toată lumea a vrut să fie cât mai bine îmbrăcat. Știa, oricum, cred că a fost efectiv toată lumea din București la acest eveniment și nu exagerez. Că nu mai era loc să respiri la un moment dat. O să le rog pe fete. Pot să vă zic fete? Adică chiar dacă sunteți două doamne respectabile, o să le rog să mai rămână alături. Vreau să vorbim și despre evenimente publice, dar și despre evenimente private imediat după pauză. Mai ales în viața ta au fost niște evenimente. Nu știu. Nu? N-au fost? Nu știu, nu recunosc nimic. Întoarcem după pauză. Monica Munteanu și Giulia rămân alături de mine. Unul dintre cei mai iubiți artiști de muzică populară a primit o veste cumplită din partea medicilor.
De ce boală extrem de dureroasă suferă Florin Vasilică? Ne spune chiar el, imediat. Bună seara! Ne-am întors la Raida Bun împreună cu prietenele, Giulia și, și Monica. Cred că v-am deranjat în seara asta, adică ați pierdut vreo 3 evenimente mondene importante. Nu era nimic mai important decât emisiunea ta. Mulțumesc frumos că ați vorbit atât de frumos înainte de pauză. Da, a fost un eveniment foarte important în viața ta, cel puțin. A fost ziua soțului tău legitim. Și eu mirată. Ce eveniment? Ieri a fost ziua soțului. Da, la mulți ani soțul, că se uită la noi. Se uită, se știu, uită. Te urmărește. E da. Geană pe tine, am înțeles. Tot știe. Păi na, acum el e acasă cu copiii, ce să facă? Mă urmărește. Mi-ai zis că îți urmărește și zborurile și... Tot. Nu mai zicem din astea, chiar și să interpretez. Întotdeauna la ce altitudine ești, știe. Dacă avionul... Așa se întâmplă când iubești pe cineva. Are turbulență, dacă nu are turbulență. Da, tot. Mesaje de WhatsApp, trec mai iPhone, tot. Mai rar așa ceva. Da, clar, în zilele noastre. Adică nu e un stalker, nu este genul... Nu, spionii. O face cu drag. Cum a fost de ziua lui Vlad? Foarte drăguț, foarte frumos. Am mers și omul și-a dorit să meargă la masaj și am mers la masaj. Dar nu puteai să-i faci tu? Nu, că eu nu mă descurc așa de bine cu masaj. Ești cam dură. Da, și lui îi place mai soft. Ai mâna grea. Okay. Și am mers la masaj, ne-am relaxat, după care am trecut pe acasă, am luat... Vlad, sper că nu-mi scrii în momentul ăsta, adică în timp ce vorbesc despre tine de ce, la televizor. Simți? Așa, da, vibrează. Așa tare vă simțiți voi doi? Da, telepatic, în principiu. După care am mers acasă cu tortulețul din imagine. Acesta este un video pe care l-am postat pe contul meu de Instagram. Și să mănânce copiii tort, evident, că trebuiau să sufle în lumânări. Mă rog, era să dăm foc la casă, asta este altă discuție. Ce s-a întâmplat? Era să dăm foc la casă, că soțul n-a știut ce fel de lumânări să cumpere. Și probabil că din cauza faptului că a trebuit să cumpere un număr destul de mare de lumânări, nu și-a dat seama că erau din alea de nu se mai stingeau niciodată. Uite-te și tu ce fum era la noi în casă. Mă rog, ca să înțelegeți, lumânările au sfârșit în chiuvetă, aprinse. Așa. După care am dat drumul la apă. Bine că n-ați dat drumul la apă peste tot tortul. Nu, tortul s-a mâncat. Dar văd că se distrează copiii, adică... Cum? Normal că s-au distrat. După care am ieșit în oraș să mâncăm. Bun. Și asta s-a văzut pe contul meu de Instagram. 3 lucruri pentru care ai cel mai minunat soț din lume. Nu mi-a scris, adică nu el mi-a pus întrebarea asta. Nu. Mi-a venit mie. Am și momente de scripire în această emisiune. Dar nu am doar 3. Am mai multe acum. Eu doar 3 vreau să știu. Doar 3. Și da, pe ghetele mele scrie Badass Mom. Asta că sunt dintr-o că colecție viitoare de încălțăminte. Badass. O să vă zic despre asta la un moment dat. Ce să zic? Este mâna mea dreaptă în tot ceea ce fac. Okay. Indiferent că e pe partea profesională sau personală, cred că este unul dintre cei mai înțelegători oameni pe care i-am cunoscut vreodată în viața mea. De asta și reușit să reziste alături de mine atâția ani. Ce să zic, așa cu sarea și piperul din viața noastră, consider că ne completăm cel mai bine. Și mai am o sclipire în această seară, o voi întreba pe prietena ta, Monica. Da, de ce Giulia este cea mai bună prietenă a ta? No, am emoții. Giulia... Nu cea mai bună prietenă, de ce este o prietenă bună? Așa. Pentru că e mult mai greu să găsești prieteni buni în ziua de astăzi decât cei mai buni prieteni. Nu, mie îmi plăcea superlativul ăla absolut dinainte și îl îmbrățișez chiar dacă nu l-am zis eu prima. Așa. Este foarte greu de explicat cum... Poți să încep. Cum în vieți ajunse deja la un punct destul de matur. Așa. Hai mă, vreau să auzi. Să uite la reluare, las-o, că doarme târziu. Așa? Da, prietena asta a început destul de târziu, când amândouă aveam deja vieți foarte aglomerate și din punct de vedere familie, că suntem 2 la 2. Doi copii cu doi copii și din punct de vedere social și carieră, fiecare este foarte ocupată. Probabil că asta ne-a adus la un nivel de
prietenie foarte mare, pentru că ne identificăm una cu alta de multe ori. Tu ce faci, eu fac baie, tu ce faci, eu îi culc, gata, am terminat. Da, poți să sun la 3 dimineața, de exemplu? Bineînțeles, și e și trează, de cele mai multe ori. Montează vloguri. În principiu, știm una despre alta tot timpul, este o prietenie frumoasă, știm și cu toții că sunt rare și cam atât, că declarație de dragoste. Vreau să plângă! Să plâng! Și eu nu plâng, dar acum m-am luat așa cu emoții. Mulțumim.